Salut, bună seara! Eu sunt Bogdan Unic, deși știu că mulți dintre voi mă cunoașteți deja. Ar trebui să mă știți. Eu am făcut stand-up în toată țara. Am făcut peste tot, la Cărpiniș, la Budila. Stați liniștiți că... Dar aș vrea să vă spun o poveste în seara asta, Brașov. Aș vrea să vă spun povestea... Cum a apărut ziua bărbatului? V-ați gândit vreodată cum a apărut ziua bărbatului? Înainte de toate, din sală doar bărbații care știu pe ce dată e ziua bărbatului. Să aplaude. Ok, sunt. Avem câțiva gay în sală, ok. N-ai cum să știi ca bărbatul. N-ai cum să știi treaba asta. N-a existat niciodată un bărbat să zică Sandule, miercurea viitoare e ziua noastră. Da-și dracu de gay, o dracu. E ziua lui Mătan. Noi n-avem nevoie de o zi a noastră. Noi putem, de mii de ani putem să bem fără motiv. Femeile au inventat ziua bărbatului. Vă spun imediat cum. Noi bem, n-avem nicio... Noi bem ca să putem vorbi. Noi avem nevoie de sticla aia. Stai cu sticla. Stai și vorbești așa. Vorbești cu prietenul tău Mircea și ești acolo. Da, mă, băi. Sticle astea sunt făcute în Suedia, mă. Au ea cea mai bună sticlă acolo, fabrică. Iau nisipul din Italia, de unde, de acolo, de unde, lângă unde au stadionul ăla, ce rău, mă, alea. Ai văzut-o pe suedeză, aia cu țâțe mare. Toate subiectele pleacă de la ceva. Noi nu putem. Voi, fetelor, puteți să vorbiți. Femeile vorbesc în linie. Se uită una la alta, nu le trebuie nimic. Vorbesc. Nu se poate, nu. Bărbații, noi vorbim în triunghi. Noi vorbim în ceva, eu vorbesc, se duce în sticlă, se duce la prietenul meu Mircea, știi? El înțelege, răspunde, tot din sticlă vine în mine, știi? Așa vorbim noi, pe cuvântul meu. Și femeile, ele au inventat asta cu ziua bărbatului. Pentru că ele au vrut să-și facă echipă de fotbal. Știți că femeile toate, de 500 de ani, tot, nu? Că noi vrem egalitate, vrem egalitate. Și vrem echipă de fotbal. Și bărbații au zis, bă, fetelor, ce vreți la fotbal? Că e un sport turând, ne scuipăm, mâncăm semințe, ne batem. Nu e de fete, nu e pentru voi. Nu, noi vrem egalitate, vrem echipă de fotbal. Zis, mă, fetelor, ați început, la început a zis că nu mai vreți să mergeți în spatele bărbatului. V-am luat aici, hai cu mine, hai, de mână, mergem de mână. După aceea a zis că vreți să purtați pantaloni. Bine, mă, purtați pantaloni. După aceea a zis că vreți să aveți carnet de șoferi. Ați văzut cum a mers aia, să îmi bă picioarele, că... Nu mai știm cum să trage linia de parcare, mâncați așa, că paralele, așa e mașina, în plan, așa trebuie să le tragem, știi? Să punem așa ca o pâlnie, să-ți prindă mașina, să te... Să te... Acum, de ce vreți, mă, fetelor, echipă de fotbal, mă? De ce nu ne lăsați, mă, în pace? Nu că ne vrem echipă de fotbal. Și nu au avut ce facem, mă. Toți bărbații din lume s-au adunat... Hai să mergem să ne sfătuim, mă, ce să facem. Le putem da echipă de fotbal. Și toți bărbații din lume s-au dus undeva unde se duc bărbații pe muntele Everest, în Norvegia. Și s-au dus acolo și, bă, timp de 3 zile și 3 nopți au făcut mistrez la proțap, au făcut pârțuri, au deschis dozele cu dinții, nu s-au spălat pe mâini înainte să mănânce, de toate, mă. Bă, și după 3 zile și 3 nopți s-a ridicat un Ragnar, unul așa mare, și a zis... Băi, stați un pic. Bă, femeile astea, ele n-au ziua femei? Bă, da, m-au ziua femei, au ziua femei. Aha, aha. Păi și ziua bărbatului când e, mă? Nu e ziua bărbatului, când? Nu avem ziua bărbatului, de ce n-avem ziua? Asta e, mă, băieți. Mergeți înapoi la femeile voastre și spuneți-le așa. Păi, femeile, ce egalitate vreți voi dacă voi aveți ziua femei și noi n-avem ziua bărbatului? Uite așa, nici voi nu aveți echipă de fotbal. Și bărbații s-au întors toți pe meleagurile lor la femeile lor și au zis, fă, pula fotbal. Pff, în fine, nu. Au zis frumos, m-am grăbit eu, că nu am timp să vă zic acum. Au zis, da, și femeile toate au fost, păi, Jamilo, fii atent, ce ne-au făcut ăștia, au contraatacat cu chestia aia lor numită logică. Și acum n-au avut ce să facă, toate femeile din lume s-au adunat și s-au dus și ele pe insula amazoniencelor, în Ibița. Și acolo, timp de 7 zile și 7 nopți, că le trebuie mai mult, s-au ținut de mână, s-au întins preșurile de yoga, s-au uitat la spectrul solar, nu știu, așa, s-au sincronizat ciclurile. Era Marea Roșie, mă, era...
Și după 7 zile, 7 nopți s-a ridicat una, Bahea. Era soția lui Ragnar. În fine. Mai înțeleaptă așa și a zis, măi, fetelor, va trebui să le dăm ziua lor. Și eu v-am văzut, cum să le dăm, Aheo, ești nebună? Toată viața, numai nouă ne iau cadouri, i-am prostit de atâta timp. Avem mărțișor, o martie, ziua mea, aniversarea noastră, prima dată când ne-am sărutat, a doua oară când am făcut sex anal, nu știu. Vine. Să le dea cadouri, să le dea cadouri. Și au zis, mă, fetelor, ce cadouri? Le luăm și noi odată pe an o cămașă, o preche de șosete, tot pentru noi, să nu ne facă de rușine când vin vizită la neamuri, știi? Și așa au venit, femeile s-au întors pe meleagurile lor și le-au zis bărbaților, gata mă, aveți și voi ziua bărbatului, acum putem să ne facem echipă de fotbal. Și așa a apărut ziua bărbatului. Și când au pus ziua bărbatului, zi bă, gheiule, că ai aplaudat acolo. Zi, frate, zi când... Când au pus-o? Au pus-o, nu nici nu știu, undeva în noiembrie, când nimeni nu vrea să facă nimic, că nu putea să o pună vara, în plan să stau cu prietenul meu să bea o bere la terasă. Nu, au pus-o în noiembrie, în luna aia, când nimeni nu vrea să facă... Dacă te uiți în calendar, să moară mă, să dacă nu e lângă ziua internațională a hemoroizilor sau ceva, e... Nu-i corect.